Salutare și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt în vacanță, avem acolo marea în spate, piscina e frumos. Am intrat în cameră să mă apuc de treabă, să editez. O să încerc să culeg toate filmuleții pe care le-am cu lucrarea la Allseed, cu tot ce s-a lucrat la Allseed în ultimele zile. N-am mai pus în ultimul episod, le-am păstrat să mă apuc acum să le editez. Habar nu am cum o să iasă episodul ăsta de aici din vacanță, dar de aici am plănuit niște aventuri pe care nu trebuie să le ratați, așa că apăsați butonul ăla de subscribe, dați like-ul ăla și hai la treabă! Fain în vacanță, așa-i? Hai să ne apucăm de Allseed. În spate aici ce ai? În spate vreun prâș. Arată bine. Nu se vede că e nou, ce să mai ai? Nouă. Și pe partea asta, 3057. Și mai dat înapoi, nu? Cum se dă, mă, dacă are cablăci? Are sigiliu, nu? Da, are sigiliu. Are și ștanță frumos. Toate. Aici cu ce, de ce se pune în astea aici? Șurubul. Aici de jos, vine? Da. Vedeți cum e aici. Gata, frate. Și acum legat de kilometrii acestui Allseed, am pus și pe TikTok un videoclip în care mulți au dat cu părerea că are cablu în capătul unde intră în cutia de viteze, că se poate da cu vor mașina de acolo înapoi. Frate, să zicem că se poate. Mulți au zis că nici nu se poate treaba asta, nu știu exact, dar să zicem că se poate da cu vor mașina, să pui vor mașina în capătul celălalt și să dai înapoi. Bor mașina aia mai mult de 100 de km la oră, n-ai cum să dai. Deci, pentru 1000 de km să meargă bor mașina aia 10 ore. Pentru 10.000 de km trebuie să meargă 100 de ore bor mașina aia. Frate, lasă încolo. Nu cred că nimeni n-ar face așa ceva. Și chiar dacă ar face, ar fi câteva mii date înapoi. Nu foarte mult.
Dar multă lume a zis că nu se poate, eu nu știu treaba asta, dacă se poate da din kilometra, din cablul care intră în cutie să poți să dai înapoi. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii că nu știu exact. Și oricum la mașina asta nu spune foarte multe bordul, cât spune elementele de pe ea, ambreiajul nefolosit, motorul nu are uzură, caroseria, chiar dacă a stat afară, au fost puse pe ea doar 3 petice mari și late. Deci tind să cred că 99% sunt kilometri ani. Și acum tocmai am văzut că luăm o mică pauză de la Allseat și cum vreau să mă apuc să schimb uleiul la bătrânica asta, la Volvo, că e și el săracul obosit, încolo, merită și el un schimb de ulei, nu? Gata, i-am dat drumul la ulei să se scurgă și să nu uităm că pe partea asta se lucrează la Allseat și trebuie să mai dăm și câte o mână de ajutor. Hai mă, că nu mi se pare chiar așa rău filtrul de aer. Hai să verificăm, ce are în el. Sincer, dacă îl suflu ca lumea, mai merge. Dar n-are rost că avem nou aici. S-a stricat mașina, bă! Și a pornit într-un final. M-am chinuit ceva până am umplut filtrul de motorină. Acum merge, am schimbat toate alea. Eu uite ce am pomit. Mai rău ca la Daci. Gata, acum mergem să vedem ce se mai întâmplă la Allseat, că n-am avut timp de el. Să te filmezi ce ai mai pus pe aici. Ornamente, în două culori. Fețe de uși. Mamă. Bă, schimbător, pe aici toate astea, dar ce mai lucrezi acum? La frâna de mână? Da. Marfă.
Asta de le-ai făcut aici. Ah. Nu mergem să încui? Nu, pe îmbrăcă închisă. Ia vedem la asta. Cum se vede porta? Închisă. Mamă, marfă. Ia să vedem ce se ascunde aici. Mamă, toate tablele de la Allsit sablate și vopsite. Electrostatic chiar. Mamă, cum arată, frate. Ceas. Ia uite cum arată asta, frate. Altceva. Și bările astea. Scutul acolo. Asta de la motor. Mamă. Și acum pentru Allsit n-au mai rămas decât jantele de sablat și de vopsit. Hei, și astea au fost toate filmările de la Allsit. Eu de aici, din vacanță, de lângă Marea Neagră, pe care avem acolo în spate. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final. Stai să mi se vadă fața, mai merge? Nu? Vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați, să dați mare like pe data viitoare. Pa!